Simezele Muzeului de Artă din Roman găzduiesc cea de-a 16-a manifestare culturală din anul 2016. Este vorba de expoziția personală a pictorului romașcan Mihai Olteanu, care revine după o absență de 26 de ani în sălele instituției culturale romașcane. Vernisajul expoziției a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, înregistrând și o premieră, aceea de a fi fost făcută în doar 12 minute de către profesorul Claudiu Andone. La sâmbătă 15 octombrie, ora 15, Muzeul de Artă din Roman a găzduit deschiderea expoziție personală a artistului plastic romașcan Mihai Olteanu, a îndrăgitului artist plastic, mai ales că expune aici la muzeu după 25 de ani, de mai bine de 20 de ani n-a mai expus, n-a mai avut-o personal aici la muzeu. În schimb, a fost foarte activ la anualele și saloanele organizate de muzeul nostru și, după cum știe publicul romașcan, Mihai Olteanu este unul dintre cei mai prolifici artiști plastici ai romanului. Iar expoziția de față este un corolar al întregii sale creații. Avem pe simezele muzeului, în cele 6 săli, 151 de lucrări. Artistul este absolvent al Liceului de Artă din Bacău, la clasa profesorilor Gheorghe Velea și Petru Pinca, elevi ai titanilor picturii românești Baba și Cicurenco. Este un autodidact care a expus la Roman după Revoluție doar la expoziții colective. Din toate etapele creației lui Mihai Olteanu, de la peisaj, la portret, la floral, este o expoziție de avangură, este o expoziție care cu siguranță va avea mare succes. Da, Baba Ciucurencu a terminat Liceul de Artă din Bacău, la clasa profesorilor Gheorghe Velea și Petru Pinca. După cum știm, Petru Pinca îl regăsim în câteva monumente în Roman. De fapt, Mihai Olteanu este un autodidact. A luat de la fiecare și a reușit să-și aducă ceva propriu, personal, în fiecare lucrare. De aceea și place foarte mult publicului. Artistul mărturisește că și-a impus să nu expună la Roman din motive care țin de un incident care a avut loc înainte de Revoluție, când a fost scurtată durata unei expoziții personale din motive pe care nu vrea să le mai comenteze după atâția ani. După 89, să zicem așa, ca să nu cădem în alți termeni, singura manifestare expozițională, mă refer la expoziții personale, a fost la seminarul Francescan, cu ocazia unor evenimente de acolo, când au fost prezente foarte multe delegații din străinătate. Iar ca participări de grup, normal, am fost prezent întotdeauna, indiferent care a fost ocupația mea, indiferent ce am făcut, lucru, bineînțeles, că nu l-a lăsat. Mihai Olteanu este născut la Rediu, Bâra, și este unul dintre cei mai prolifici artiști plastici romașcani. Recent a expus la Sinaia, unde expoziția personală s-a bucurat de un real succes. Picturile sale se găsesc în colecții particulare, atât în țară, cât și în străinătate, în Belgia, Suedia, Irak, Franța, Germania, Grecia, Israel sau Spania. A participat la numeroase tabere de pictură.